Zeci de percheziții au avut loc astăzi la mai mulți polițiști de la Brigada Rutieră Brașov, dar și la Direcția de Permise din județ. Descinderile au vizat polițiști acuzați că au luat mită pentru a nu sancționa șoferii care au încălcat legea sau pentru a favoriza candidați la obținerea permisului. 20 de percheziții au făcut cei de la Direcția Generală Anticorupție la domiciliile unor polițiști din mai multe localități din județul Brașov și la Direcția de Permise și la alte două secții de poliție din județ. 16 suspecți au fost duși la audieri, iar potrivit unor surse din anchetă, un polițist de la Poliția Poiana Brașov a fost reținut pentru abuz în serviciu. Dosarul în care au avut loc descinderile vizează infracțiuni de corupție și asimilate, favorizarea făptuitorului și instigarea la conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Concret, arată anchetatorii, în perioada septembrie 2022-martie 2023, mai mulți polițiști cu diferite funcții și grade ar fi pretins și primit de la diverse persoane bani și bunuri pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu ori pentru a le împlini necorespunzător. Astfel, există date, spun procurorii, conform cărora polițiștii rutieri ar fi primit în anumite situații diverse foloase pentru a nu aplica măsurile legale în cazul constatării unor încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile publice. De asemenea, unul dintre polițiști ar fi instigat un conducător auto căruia îi reținuse permisul la conducerea pe drumurile publice a unui autoturism, iar în altă situație, prin activitățile întreprinse, polițistul ar fi favorizat o persoană aflată într-o procedură judiciară prin îngreunarea cercetărilor. Totodată, cercetările vizează și fapte ale unor angajați de la serviciul permise auto și înmatriculări Brașov, care, în schimbul unor foloase, ar fi favorizat candidații la obținerea permisului de conducere, ori ar fi programat preferențial diverse persoane fie pentru obținerea examenului, fie pentru înmatriculare sau preschimbarea permisului.